Noi cercetări au descoperit că un consum zilnic de ceai ar putea ajuta la combaterea tulburărilor cognitive și ne-ar putea proteja de pierderea memoriei. Cercetătorii de la Departamentul de Psihiatrie Geriatrică al Facultății de Medicină a Universității Jiao Tong din Shanghai au examinat peste 1500 de subiecți cu vârste de peste 60 de ani, comparând rezultatele evaluărilor cognitive cu informații despre cât de des beau ceai într-o săptămână obișnuită. Cercetătorii au descoperit că cei care beau ceai au fost mai puțin predispuși la declin cognitiv. În plus, peste 100 dintre participanți au fost supuși unor scanări RMN, în care cercetătorii au analizat modul în care dimensiunea diferitelor părți ale creierului lor a fost comparată cu obiceiurile de a bea ceai. Aceștia au descoperit că în corpul calos, regiunea creierului care face legătura între emisfera stângă și cea dreaptă și care joacă un rol important în cogniție, partea posterioară era mai mică la băutorii de ceai decât la cei care nu beau ceai. Ceaiul a fost utilizat de secole în tratarea diverselor afecțiuni, de la banalele răceli până la boli mult mai grave. Infuziile din plante sunt folosite nu doar în tratarea unor probleme de sănătate, ci și în prevenirea lor. Studiile au demonstrat că un consum regulat de ceai ține departe diverse tipuri de cancer, diabetul și afecțiunile cardiace.